În legătură cu evenimentul tragic, motociclistul care a murit, polițistul care a murit în București, hai să tragem două concluzii. Prima este că, uite, acum avem un aliat suplimentar, cel care de fapt ar fi trebuit să fie atent la modalitatea prin care se semnalizează lucrările rutiere și cum acestea se și protejează, chiar realizează. Întârzierile de lucrări rutiere, toate aceste întârzieri duc la, din păcate, la extinderea perioadei de risc, iar lipsa semnalizării, acel dorel care întinde doar o bandă eventual colorată, este, zic eu, insuficient. Dar uite că acum sper să avem un aliat suplimentar. E vorba de poliția română, motocicliștii poliției române, care să fie mai atenți vis-a-vis de lucrările și vis-a-vis de cadourile pe care diversele firme care realizează investiții urbane, lucrări urbane, ni le lasă. Fie în ceea ce privește lucrările de canalizare, fie în ceea ce privește lucrările de alte infrastructuri, ca și comunicații electrice, tot acum începe să se treacă pe dedesubt. Moda este să nu mai avem fire pe deasupra și toate astea înseamnă lucrări, înseamnă elemente de risc, pe de o parte. Asta ar fi un prim aspect. Un al doilea aspect la care vreau să mă refer un pic mai mult este modalitatea prin care se obține permisul categoria A, permisul de conducere a motocicletei. La ora actuală ce se face? Pe scurt, cu un instructor se merge în poligon puțin, din păcate, câteodată și fără cască, și am o rudă, un fin, care zace pe patul de spital după un accident în poligon, fiindcă a rulat fără cască și a căzut la 20 la oră și a rupt gâtul săracul. Vreau să zic că după ce se rulează puțin prin poligon, împreună cu instructorul care se blindează ca un agent de intervenții, stă în spatele tău acesta, mai are o pedală de frână suplimentară care acționează roata spate și intri cu el în trafic. Și începi să înoți prin traficul marilor orașe. După opinia mea, este greșit. În primul rând, trebuie să-i arăți cum să stă pe motocicletă, echilibristica pe motocicletă, și să se învețe foarte bine comenzile. Pentru asta, este bine să se facă, într-o primă fază, mai ales la fete, mai ales la cei foarte tineri sau neînvățați sau care nu au avut nicio treabă cu motocicleta, să le dai un quad. Quadul are 4 roți, dar are sistemul de schimbare al vitezelor, ambreiajul la mână și cu vitezele la picior, identice cu motocicleta. Lucrând cu coadul jumătate de oră, o oră, în sesiuni de câte 15-20 de minute, de câteva ori, îl aduci pe copil, pe tânăr, în situația de a cunoaște foarte bine schimbările, ce înseamnă șocul de ambreiaj, ce înseamnă toate deficiențele ce le poate face, realiza în momentul în care e în trafic. După care, partea a doua, urmează echilibristica și condusul defensiv. Condusul defensiv, condusul în condiții de echilibru. E bine, pentru asta eu recomand o școală de tip enduro. Nu neapărat să te duci să cațeri pe munți, dar scoți motociclistul pe iarbă cu o motocicletă care să aibă o anvelopă aderentă pe iarbă și care, pe de o parte, învață motociclistul echilibristica și, cel mai mult, un lucru care a mers și la fiul meu, învață că doare căzătura. Doare și poate că vor fi mult mai atenți atunci când în tricou și în blugi se intră în trafic și se fac tot felul de exhibiții. Pe de altă parte, o școală de enduro poate face copilul să... Uite, a venit un cățel la mine. Ce faci, mamă? Și o școală de enduro învață copilul, tânărul, că poate ar fi bine să-și verse acolo adrenalina și nu între blocuri, nu pe străzi și nu în oraș acolo unde deranjează pe alții. Dacă e un traseu de enduro, acolo nu deranjează pe nimeni, nici măcar pe animalele, care din ce în ce mai puține sunt prin păduri. După ce se face școala de enduro, se trece la lucru în oraș, la lucru, la mersul cu motocicleta în oraș, și atunci apar că ai mai mult curaj ca, împreună cu un începător, să te urci tu ca instructor pe coada motocicletei și să-l lași să se descurce prin trafic. Mai mult, se pune foarte mare accent când se face categoria A pe examenul pe sală. Cei mai mulți care i-aud își fac au sunt impresionați, foarte agitați de examenul teoretic, cel de sală. Din moment ce ai B-ul și ai dat sala odată și se presupune că știi regulile, de ce să te mai complici, să mai dai încă o dată sala, să cheltuie statul bani cu tine, să ai un element de stres suplimentar, când tu trebuie să te concentrezi asupra
mersului pe motocicletă. Și dacă lucrurile astea se fac bine și mersul de pe motocicletă se face în gradele de care le-am spus, de pe un quad, mai apoi pe o motocicletă timp enduro și după aceea pe o motocicletă mai slăbuță care să meargă în oraș și care să îl învețe și în trafic, să învețe și cum nu sunt respectați motocicliștii, toate astea să nu vină ca niște surprize și să se termine la spital.